botezul nu este ceva ce am inventat noi și nici nu-l practicăm după capul nostru, ci este exact așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. A fost ultimul lucru pe care l-a făcut înainte de a pleca la cer. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în acest ceas de sărbătoare, în această zi sfântă, noi suntem înaintea Ta să îndeplinim ceea ce ne-ai poruncit prin Domnul Iisus. Doamne, îți mulțumim că atunci când lumea avea temeliile surpate și nu exista nicio nădejde și nicio speranță, a venit în lumea noastră Iisus Hristos și când a murit pe cruce, dintr-o dată în lume a invadat, lumea a fost invadată cu lumină. Lumea a fost invadată cu speranță, cu dragostea Ta, cu chemarea la pocăință. Și îți mulțumim că de atunci încoace, de 2000 de ani, milioane de oameni renunță la temeliile surpate pe care și le-au zidit în viață și se așează în Domnul Iisus. Doamne, îți mulțumim pentru cei care astăzi au ales să facă lucrul acesta și doresc să mărturisească. Binecuvintează-i! Dar în aceeași măsură ne rugăm pentru cei care încă se amăgesc că pot să-și clădească viitorul pe temelia scurcată și nesigură a păcatului. Îndură-te de ei, Doamne! Lucrează prin Duhul Sfânt și cercetează, te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Ocupăm loc. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Amin. Amin. Duminică am avut ocazia să vedem o familie fericită, fericită în continuare, întregită nu ca și familie, ci ca și familie mântuită. Slăviți să fie Domnul. Amin. Iulia poartă nume de Iulie, deși este născută în noiembrie. Ca să vedeți cum e voia Domnului. Părinții n-au știut atunci că de regulă dacă ești de Iulie, te cheamă Iulia sau Daniel. Dar părinții n-au știut atunci. Însă Domnul știa că după 17 ani, într-o zi de iulie, Iulia va spune, sunt Iulia, pentru că iulie m-am dat de Hristos și-s gata să-L mărturisesc în apa botezului. Iulia, înaintea lui Dumnezeu din cer, înaintea familiei tale dragi, înaintea prietenilor și a bisericii în sărbătoare, a martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb dacă crezi și mărturisești din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Dumnezeu să te binecuvânteze. Pe baza mărturiei credinței tale și la porunca pe care Dumnezeu din cer a dat-o cu Iisus Hristos Fiul lui, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Boa!
Fii cu inima veselă când ești tânăr și umblă pe căile alese de inima ta. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Versetul acesta nu este nicio îngrădire și nicio amenințare pentru tine și nici dorința lui Dumnezeu ca să le fure bucuria. Dimpotrivă, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici este că noi ne putem bucura în bucuria pregătită de Domnul. Există o bucurie a lumii și există o bucurie pe care Dumnezeu o dă celor care aleg să asculte de El și să pe umble pe drumul pregătit de El. Aici este și o încurajare pentru bunicii care se roagă și strigă la Domnul pentru nepoții lor. Mulți dintre ei sunt aproape, poate să plece din această lume și se întreabă oare nepoții mei vor călca pe drumul drept? Oare nepoții mei îl vor cunoaște pe Domnul? Bunicii lui Bea au adus-o aici și mi-aduc aminte de aceea, era o fetiță micuță, cu bucle cârlonțate și cuvântul Domnului a avut-o în vedere și când a putut să-l înțeleagă, s-a lipit de inima ei. Slăvit să fie Domnul. Amin. Bea, te întreb același lucru înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi și mărturisești din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Dumnezeu să te binecuvânteze. Pe baza mărturiei credinței tale și la porunca pe care Dumnezeu din cer a dat-o prin Iisus Hristos, Fiul Lui, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
zis, cine face gura omului? Cine îl face mut sau surd? Oare nu eu, zice Domnul? Există, pe de-o parte, latura aceasta căderii, prin care noi moștenim sau căpătăm aici pe pământ o felul de boli. Sau defecte. Însă, la urmă, oamenii am văzut că există un Dumnezeu suveran, care chiar și prin slăbiciunea noastră ne poate descoperi măreția Lui. Și până la urmă ne face să înțelegem că oricât am fi noi de slab, El este nemărginit de tare. Îi dăm slavă Domnului pentru Gheorghe. Că în voia Lui Domnul n-a avut urma ca El într-o zi să fie numai botezat. Să meargă într-un loc sau altul. Și înainte de toate, Dumnezeu a vrut ca Gheorghe să poată pricepe Evanghelia. Și noi am văzut schimbarea, că știți ce se întâmplă? Cum ești pe dinăuntru, la urma urmei se vede și pe din afară. Și dacă noi am cunoscut la început un Gheorghe, așa parcă supărat, obosit și încruntat. Privirea și fața lui Gheorghe ne-au spus și ne spun că ceva s-a întâmplat în inima lui. Îl zis zâna că el roagă și fotbal în echipa absolutilor și spuneam duminica trecută. Ăla câștigă, zic, sau pierde? Și e bucur. Nu știu, zice că el e bucuros și când pierde, când câștigă. Copilul Domnului, așa e. Când sunt de cază, Pavel îți aducea Domnul și mă pot bucura de cază. E puterea care vine de la Dumnezeu. Slavă Domnului! Gheorghe! Același lucru te întreb înaintea lui Dumnezeu din cer. În fața familiei tare, care am înțeles că în mare parte să ai. Cine e familia mea? Fă-le cu mână. Faceți-i cu mână la așteptăție. Domnul să fie cu mână. În fața bisericii, în sărbătoare. Întreb dacă crezi și mărturisești că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Domnul să te binecuvinteze. Pe baza mărturiei credinței tale. Cu credința că Dumnezeu știe și a văzut darul tău. Eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.
cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Nu sănătoși au trebuințele lor, ci cei bolnavi. Când în sufletul tău te vezi încărcat, incapabil, neputincios să-ți porți poverile, Iisus te cheamă la El. Și în ziua aceea, poverile pe care le-ai purtat tu, le poartă El. Slăvit să fie Domnul pentru Erica, care printr-un act de credință a venit împovărată în cazuri cu probleme și le-a așezat pe Domnul Iisus. Erica, înaintea lui Dumnezeu din cer, înaintea bisericii în sărbătoare, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, te întreb dacă crezi și mărturisești din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Dumnezeu să te binecuvânteze. Pe baza mărturiei credinței tale și la porunca pe care Dumnezeu din cer a dat-o prin Iisus Hristos Fiul, eu te botez pe numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fii tu temelia mea veșnică.
viața, scapă-mă de păcate, asigură-mi viitorul, stau pe tine că știe stânca, ce nu se clatină niciodată. El este gata să facă lucrul acesta. Și dacă tu vrei să stai pe astfel de stâncă, în timp ce stăm cu ochii închiși, cu capul plecat, te rog în numele Domnului, arată cu mâna ridicată că tu vrei să stai pe stânca care este Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Slavă Domnului! Balcon! Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aleluia! Mulțumim Domnului! Slăviți să fie Domnul! Mulțumim, am văzut, puteți lăsa mâna jos. Slavă Domnului pentru sufletele în care Dumnezeu a biruit. În sara Dumnezeu. Dacă este cineva și dacă la rândul tău vrei să spui, stau pe temelia care este Iisus Hristos. O temelie care nu se scurpă. Arată pentru momentul până ridicată. Slavă Domnului! Domnul să te binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Dacă mai este cineva, alături de toți care au ridicat mâna, de ce să fii singur care să pleci de aici? Vreți să te bat de tine însuți, pentru că n-ai vrut să stai pe temelia care este Iisus Hristos. Pentru ultima dată, dacă mai este cineva, arată cu mâna ridicată. Și eu vreau să mă dau lui Hristos. Și eu vreau să stau pe temelia singură. Nu pentru că s-a exercitat presiune, ci doar pentru că Duhul Sfânt spune lucrul acesta. Dacă mai este cineva, să arate cu mâna ridicată pentru mine. Mă dau lui Hristos. Mă așez pe temeria singură. Domnul să vă binecuvânteze. Și pe dumneavoastră. Slavă Domnului. El să fie slăvit. Doamne, ziua aceasta este o zi de biruință. Pentru că de pe temeliile nesigure ale lumii, ale păcatului, sunt oameni care au venit în Hristos. Mulțumim pentru lucrul acesta. Binecuvintează. Întărește darul lor. Doamne, binecuvintează-i cu locuirea Duhului Tău cel Sfânt. Ține-i pe cale. Întărește-i pe cei care au făcut deja lucrul acesta. Iar pentru cei care au nevoie de Tine, dar încă se complac și se încăpățânează să stea pe acele temelii nesigure. Doamne, îndură-te de el. Cercetează-i în continuare. Mulțumim pentru biserica ta. Pentru toți cei care au fost aici. Te binecuvântăm și înălțăm numele tău ca Domnul. Declarăm că a ta este împărăția și slava de acum și până în vecii vecilor. Fii glorificat, cinstit și onorat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aleluia! Amin! Amin.